Începând din această vară, echipa națională de juniori a României va fi condusă de Adrian Petrea, în calitate de antrenor principal, Vasile Boca, antrenor secund, și Bogdan Pralea, care se va ocupa de pregătirea portarilor. În luna august vor avea loc disputele din cadrul eșalonului al doilea european al juniorilor. România a fost repartizată împreună cu Austria, Belarus, Finlanda, Estonia, Slovacia, Ucraina și Marea Britanie. Inițial, turneul trebuia să aibă loc în Ucraina, dar Federația Europeană a decis să fie relocat în România în perioada 8-14 august. Cele 7 echipe au fost împărțite în 2 grupe, România, Finlanda și Marea Britanie în grupa A, respectiv Austria, Slovacia, Ucraina și Estonia în grupa B. Câștigătoarea turneului va promova în primul eșalon valoric. Iată ce a transmis antrenorul Vasile Boca pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv din Suceava. Oportunitatea de a face parte din staful echipei naționale de juniori a României mă onorează, dar în același timp vine și cu o responsabilitate mare pentru mine. Voi pune în slujba echipei naționale toată priceperea, energia și cunoștințele acumulate în acești ani. Știm cu toții că așteptările sunt foarte mari în ceea ce privește această generație de 2004-2005, care are un potențial foarte bun. Obiectivul este clar: câștigarea turneului de la Craiova, revenirea în prima urnă valorică și calificarea la campionatul european. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și să-i asigur de toată disponibilitatea în ceea ce privește munca de revigorare a handbalului românesc juvenil, a transmis Vasile Boca.